El spunea la un moment dat, se știe că a avut un copil nelegitim, pe Matei Caragiale, da, cel care a scris Crai de curte nouă, și Matei Caragiale era un fumurat, pasionat de heraldică, să descopere blazonul, și era convins că se trage din niște conți. Nu i-a iertat niciodată lui Caragiale faptul că mama lui era o femeie oarecare, o femeie obișnuită. Și Caragiale a replicat lui Mateiu când a auzit că se trage din cont și a spus: cum, străbunicul tău era plăcintar, purta tava cu plăcintă pe cap, de-aia am eu capul turtit. Da, mama lui Caragiale, grecoaică, de aici și aluziile scriitorilor vremii că despre grec. Da, da, da. Da, se știe că de multe ori, pentru a-l încerca și pentru a se amuza și ei la rândul lor pe seama lui, vorbeau în greacă. Și Caragiale nu vrea să recunoască faptul că știe greacă. Și atunci grupul acesta de scriitori vorbea ironic despre el în preajma lui în greacă. Atunci Caragiale s-a dus la masa lor, le-a luat jobenele, le-a umplut cu bere, pentru că era totuși proprietarul cârciumii. Jobenele. Da, păi ți-a purtat jobenul. Da, 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 da. Și le-a spus să plece în stil grecesc, adică în liniște.